Trebuie să vă spun că am intenționat să candidez pentru funcția de primar general al capitalei. Din păcate, zilele trecute, înainte de începerea campaniei, am primit o înștiințare de la parchetul general că sunt suspect într-un caz de spălare de bani. Toate detaliile le aveți pe contul meu de Facebook. Acest lucru mă obligă sau m-a obligat să renunț la candidatură, pentru că o eventuală candidatură, în condițiile în care sunt considerat de parchetul general suspect, ar fi negat tot ce 10 ani de mandat ai mei și țin la ei.